nu înainte sau după care trebuie să aprobăm prin un punct un președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Vă rog să faceți propuneri, să desemnați un președinte de ședință. Din cei care n-au mai fost, din cei care îți doresc, cum mai cântează? Haideți că nu-i ceva nou pentru dumneavoastră. Toți dintre cei de față au trecut să rămână în istoria Comunii Hemioși cu bugetul din 2024. Domnule Rurușca, Cine a fost? Eu sunt lucentic, familie, dar nu... Cine este pe lucru? Haideți să-l aplaudăm, să nu-l curajăm, pentru că nu are. Are emoții. Buget. Procesul verbal de la ședința de 10 decembrie. Procesul verbal din data de 8 decembrie. Da. Sunt extraordinare. Supunem la vot aprobarea celor două procese verbale. Cine este pe el? Da. Trecem la primul subiect. Sunt și suplimentarea ordinei de zi cu două puncte. Mai exact, acordarea în favoarea del gaz, a dreptului de uz și servitute pentru suprafața de 3 metri pătrați, respectiv 88 de metri pătrați. Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică pe strada Alea Primăverii din satul Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Și proiect de hotărâre privind acordarea în favoarea del gaz a dreptului de uz și drept de servitute pe durata execuției lucrărilor a suprafeței de 9,60 m din domeniul public pentru metri pătrați, pentru obiectivul de investiție, extindere rețea, branșamente gaze naturale pe strada Luminii, la numărul 53, din localitatea Hemeiuș, comuna Hemeiuș, județul Bacău. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Deci, la dea, cu punctul 1? Da. Trecem cu punctul 2. Sau este președinte? Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Comunei Hemeiuș, județul Bacău. După cum am discutat și la ședința pe comisii, astăzi o să fac o sinteză la indicatori și la capitolele care au fost discutate și astăzi să le susținem. Referat de aprobare cu privire la propunerea indicatorilor de venituri și cheltuieli pe anul 2024, subsemnat în calitate de primar al Comunei Hemeiuș, având în vedere referatul doamnei Romilia la consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, legii bugetului de stat numărul 421/2023 pe anul 2024 și adresa Ministerului Finanțelor Publice numărul 393/11/2024, 518/12/2024 și adresa 849/19/2024, prin care sunt departizate sume defalcate din TVA prin bugetele locale pentru finanțarea parțială a cheltuielilor materiale din unitățile de învățământ, pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare, finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor, plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate și dreptul copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrat în învățământul de masă în valoare de 1.696.000 lei.
Având în vedere impozitele și taxele locale estimate de încasat în anul 2024, având în vedere sumele existente în excedentul bugetar rezultat din execuția de casă a anilor precedenți în sumă de 5.300.000 de lei, propun Consiliului Local aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 pentru sursa de finanțare buget local conform anexei 1 și lista de investiții aferentă anului 2024 conform anexei 4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru sursa de finanțare credite interne și lista de investiții aferentă conform anexei 5. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024 pentru activități autofinanțate desfășurate în cadrul grădiniței program prelungit de la școala gimnazială Grigori Tăbăcaru conform anexei 3. Aprobarea cheltuierii definitive pentru investiția a sumei de 5.300.000 lei din excedentul bugetar, închiderea exercițiului bugetar pe anul 2023 conform anexei 2. După cum urmează, venituri din bugetul local, total 27.616.050 lei. Venituri proprii 5.808.000. Cotă directă 63% din impozitul pe venituri din suma estimată 5.826.000 lei. Sume atrase de la bugetul de stat din TVA-uri 1.969.000 lei. Subvenții pentru încălzitul locuințelor 200.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri acordate de către Consiliul Județean, deocamdată nu am primit, o să le aprobăm la următoarea rectificare, în următoarea ședință, cât de urgent. Sume repartizate pentru echilibrare acordate de către Consiliul Județean, deocamdată nu avem nicio sumă. Fonduri alocate de către finanțatorii comunitari, 8.513.000 lei. Excedent bugetar de anul trecut, 5.300.000 lei. Cheltuieli buget local, din care 27.616.000 lei. Și aici, autorități publice, 5.744.000 lei. Transferuri pentru persoane din instituțiile statului, 50.000 lei. Dobânzi, 150.000 lei. Poliția locală și serviciul de voluntariat de urgență, 536.000 lei. Învățământ, 4.251.000 lei. Sport și cultură, 1.535.000 lei. Asistență socială, 2.644.000 lei. Servicii publice, 931.000 lei. Toate chestiile astea sunt sintetizate din capitolele care le aveți pe buget. Canalizare și salubritate, numai că spusă sub altă formă. Canalizare și salubritare, 8.095.000 lei. Drumuri, 3.660.000 lei. Venituri din credite interne, 1.309.000 lei. Cheltuieli, credite interne, 1.309.000 lei. Învățământ, modernizare școli, 675.43.000 lei. Servicii publice, panouri fotovoltaice, 634.10.000 lei. Pentru activitățile autofinanțate care se desfășoară în cadrul grădiniței cu program prelungit de la școala Grigori Tăbăcaru, Hemeiuș, bugetul propus este următorul. Venituri autofinanțate 252.000 lei, venituri din concesiuni și închirieri 1.000 lei, alte venituri din învățământ 1.000 lei, contribuția elevilor pentru internate și cantine, 250.000 lei. Cheltuieli autofinanțate, 252.000 lei. Cheltuieli materiale, 2.000 lei. Hrană pentru oameni, 250.000 lei. Dacă sunt discuții pe tema bugetului discutat de ieri, la prezentările de astăzi, dumneavoastră, dacă aveți obiecțiuni sau eu știu ceva de vorba. Dacă nu putem trece la vot, da? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Invitate?
fost aprobat. Mulțumim. Trecem la punctul numărul 2. La punctul numărul 3. La aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2024. Proiectul de despre pe comisii. Aici, dacă sunt ceva probleme, dacă e de adăugat ceva... Sunt 39 de... proiecte, capitole, proiecte pe contracte de lucrări în program anual de achiziții. Cred că trecut, dacă vreți, le mai dau citire încă o dată la toate, dacă pentru cei care... Nu am discutat la buget, da. Da. Dacă sunt probleme, dacă nu... Acum vreau să vă felicit că acum 4 ani erau doar 2 foi și acum azi... Da, mă, să știți că au fost și anul cu 4 ani. Da. Poate atâta avea dumneavoastră informații. Parte din colegi sunt aici. De fapt, avem ați prins gustul, cum v-am zis și eu. Avem dovedi. Nu știu dacă felicitările merit eu pe deplin. Dar aștept raportul ăla care a zis dumneavoastră că nu-l dă domnul. Vă promit că în următoarea ședință, așa cum dumneavoastră veți veni cu rapoartele fiecare, cu așa, eu voi veni cu raportul general pentru toată administrația locală la data să vedem ce lucrări sunt blocate. Da. Discutam ieri aici cu colegii consilieri de stadionul acela care e blocat. Să vedem cum mai putem interveni pentru deblocarea... Intervenim, chiar ieri am avut o discuție, veniți un delegat de la Compania Națională de Investiții și după ședință am avut o întâlnire cu dumnealui, tot în ideea de debloca. Noi am avut mai multe proiecte în curs de execuții cu Compania Națională de Investiții. După cum știți, așa cum ne-am denumit noi, lucrări în primă urgență, reabilitare drumuri, au fost CNI 1, care trebuie făcută recepția, CNI 2 s-a făcut recepția din luna lui august, iar proiectul cu terenul de sport, datorită lipsei de fonduri, CNI 1 nu mai a avut bani să plătească firma care construia, s-au retras pentru o perioadă, am înțeles că sunt cu plățile aproape la zi, imediat ce timpul ne va permite să reia și vom finaliza. Eu sper undeva în luna lui iunie să termine. Ca aia să zicem că e singura care se reportează din urmă. Nu e singura. Avem mai multe. Continuăm realizarea Angel Salini, continuăm... Alea sunt în grafic. Și au fost în grafic, dar ne-au amânat din cauza... De plăți. Nu au avut bani. Deci recomandarea mea este să profităm de anul ăsta electoral ca să mai presăm, să mai facem presiuni și să vedem cu saci în căruță. Adică să finalizăm... Suntem în contract, eu zic că vom primi banii. Statul român ne-a dat banii totdeauna, orice proiect. A fost și pe BNDL și pe... Angel Salini, chiar dacă ne-au dat pe ultima sută în decembrie, ne-au făcut de conturi. Și cei cu canalizarea? Că și era un urmă cu PNI-ul. Cu canalizarea pe fântânele, tot așa aveau facturi neachitate. S-au reglat. Nu e 100%, dar suntem. Da, mai ales că acum, perioada asta, ei nu lucrează. Da, continuăm. Fântânele și Pirilie. Pe Liliești va începe, cred că undeva în luna martie, trebuie să știu, martie vor începe. Am fost câștigătorul, constructorul care a câștigat licitația, să-i oferim un spațiu pentru depozitare și pentru organizare de șantier. Da. Dar au făcut predarea în plasament, ceva? Nu, pentru că urmează Consiliul Județean. Noi suntem doar beneficiari, parte din contract. Da. Suntem norocoși. Cele 11 face parte din primele licitații încheiate și cu câștigători desemnați. Cu gârleniu mi se pare că suntem cuplați aici. Da, dacă mai sunt probleme la punctul 3.
Așa că vă rog, pentru luna viitoare, vă pregătiți, o știu noi, neapărat un raport scris. Cei care așa puteți să vă faceți un raport scris, o să fie tot așa ca o discuție. Noi o să prezentăm aici munca dumneavoastră. Normal ar fi să fie scris. Scris ar fi normal. Ar da? Da. Și fiecare o să spună câteva cuvinte despre raportul care l-am tocmit. Cum mi se pare normal, e undeva la sfârșit de mandat și dumneavoastră ați contribuit în fiecare cu bucățica lui în realizarea a ceea ce s-a realizat în comuna noastră. Nu pot să spun de asta, v-am spus și atunci, meritele nu sunt ale mele toate. Eu nu puteam să fac nimic dacă nu erați dumneavoastră alături să mă susțineți. De-aia aș prefera să nu scriu. Să vă scris. Dar de ce să scris dacă așa spune legea? Dar ce vă rușine de faptele dumneavoastră? O să vină poveste. Ce o să decideți de asta dacă trebuie să ne scriu? Da, mai departe. Supunem la vot punctul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci la punctul 4. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în UAT Hemeiuș de Subacău pentru anul școlar 2024-2025. Dumneavoastră, dacă aveți ceva din partea școlii ca să funcționa acolo, ca să referitor la rețeaua școlară? Da, rețeaua școlară. Dacă aveți ceva de spus pentru punctul ăsta. Nu, dacă în afară de faptul că rămâne la fel și încă și număr de clase, plus minus număr de copii. De nu s-a modificat nimic. Nu s-a modificat nimic, nici de înființat, nici de desființat. Ne mutăm la anul în școli sau nu? Sperăm asta. Mă de anul doamnă. Anul următor școlar. Da. Creați emoții. Noi vrem anul ăsta. Da. Dar e mai bine acolo, s-au obișnuit în spațiu. Da, nu ne putem muta așa, că am zis să terminăm pe amândouă școli, care însemna o fugă așa între școlea profesorilor, la care noi didactici, au o oră la Hemeiuș, o oră la Lilieci, care trebuie să vină la liceu. De la Lilieci nu putem muta pe toți. Nu e gata școala, încă mai lucrăm. Eu am înțeles că și dotările, așteptăm dotările, nu? Da, proiectul cu reabilitarea s-a terminat, oarecum, nu? Da, s-au adus tablile și o parte din dotări. O parte din dotări sunt aici, da. Și mai sunt și la liceu. Din proiectul cu mobilierul sau din proiectul, nu, din proiectul de reabilitare? Pe POIM. Pe POIM, da. Da. Pentru că acolo e o parte și vine în completare celălalt. Celălalt cu dotare, da, cu mobilier, da, și cu, deci, aparatură electronică. Voință și dorință să fie de acum. Și copii. Și copii, aici este o mare problemă și cred că fiecare dintre noi are o responsabilitate cumva. Consiliul Local, primăria, a investit și investim în continuare. Da, noi ca oameni, mă refer și ca educație. Puncte așa, în comună. Da, eu sper copiii să vină, dacă avem ce să le oferim acum, adică din totdeauna am avut ce oferi, zic eu așa. Și ca și dotări, slavă Domnului, era mai bine ca multe școli din oraș. Da, da, acum suntem peste. Da, acum suntem peste cu mult. Dar cum era școala asta? Dar tot curățenii față de alte școli, tot de pe la școala. Păi asta spun, că și înainte dotările erau destul de bune, noi concurăm și cu ce avem acum pe liceu, am curaj să concurăm cu multe școli din oraș. Da, așa, da, cum, da, liceu, da, cum era acolo, că de da, chiar și la ultimele inspecții, cu avut de săptămâna trecută chiar, doamnele inspector de la învățământul primar și învățământul preșcolar, chiar au rămas surprinse de cât de frumos ne-am organizat. Așa se duce vorba, așa se duce vorba, prin inspectorat, prin cine are interes. Exact. Da. Și punem la vot punctul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Proiectul numărul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hemeiuș. Începând cu data de 1.1.2024. Începând cu data de 1.1.2024, dar după cum ați văzut în buget, n-am prins niciun leu. Așteptăm să vedem ce sume primim la Consiliul Județean, dacă o să ne încadrăm, dăm de la începutul anului, dacă nu, o să dăm la rectificarea din luna lui iulie. Dar cam ce număr de... funcționare am avea cu navetă? Toți. Șapte funcționare. Șapte funcționare. Cum toți? Domnul primar face navetă?
Dar sunt consilieri. Deci cei care sunt în alte localități, așa spune, da, de, așa spune de... Și din totalul salariaților? 25. Și doar 7 fac navetă. Da. Și consilierii care vin din alte sate. Și consilierii care vin din alte sate. Nu din alte sate. Deci nu așa un... Merg un număr, așa de la și un sumă probabil așa de mare ca să... Să nu am deschis, nu avem de-acord. Deci câți mai ziceți, câți sunt 9 salariați. În acest moment, aparatul de specialitate al Comunii Hemioși, de Bacău, sunt 9 salariați care au domiciliu reședință în altă localitate decât localitatea unde se află locul de muncă. Respectiv, Bărbuț Tereza, domiciliată în Bacău, Bârzu Viorica, au și adresele aici, dar n-am așa. Condurache Mihaela, Ioși Diana Monica, Tiliban Daniela, Gaspar Mihai Sebastian, Zanfiroiu Gabriela și Rusu? Doamna Ciuchi Adina Camelia. Rusu? Da. Rusu, cred că am sărit. Ba da, și Rusu. Rusu Daniela. Rusu Daniela. Da. Am sărit adresă, da. Dacă sunt discuții. Dacă nu se pune la... Dacă s-a mai mutat cineva și vrea... Nu putem îngrădi dreptul. Poți să sunești din Constanța să participe la concurs, că nu este scoasă. Dar până acum se înțeleg că nu se deconta. Da, nu, dar începând de acum. Este legislația, acum a venit. Acum au venit, da. Deci suntem de acord, eu sunt de acord. Deci am votat atunci. Da. Cine este pentru? Am mai mult vină și banii să puteți să aveți civili. Dacă nu. Îi venim tot venim la servicii, clar. Ai, asta e. Cum am venit până acum, sau cum au venit până acum? La punctul 6, proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei și statul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Hemioși de Sub Bacău. Un raport, domnul primar, ce la articolul 1. Se propune intervenirea unor modificări în structura aparatului de specialitate a primarului de Sub Bacău, ca urmare a modificării raportului de servicii unui funcțional, ocuparea unui post vacant personal contractual, denumirea unor compartimente și o transformare a funcțiilor după cum urmează. Compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget, referent clasa 3, grad profesional superior, rămas vacant după mutarea definitivă a funcționalului public pe alt post, se transformă în consilier clasa 1, grad profesional asigurat. 2. Compartimentul cadastru agricol, nomenclator stradală, administrarea domeniului public și privat al comunei, se transformă postul vacant ID 41 80, ID-ul este numărul din registrare la NPP. Am înțeles. Din consilier clasa 1 grad profesional principal în consilier clasa 1 grad profesional asistent. 3. Compartiment de servire. Ocuparea prin concurs a postului de șofer. Se redenumește compartimentul cultură și bibliotecă și devine compartiment cultură, bibliotecă și sport. Se transformă funcția contractuală de bibliotecar studii medii treapta 1 în consilier studii superioare treapta 2. Se propune aprobarea organigramei aparatului de specialitate a primarului, anexa numărul 1, statul de funcție al aparatului de specialitate a primarului, anexa 2, care fac parte integrantă din prezentul hotărârii cu modificările făcute în mod corespunzător. Articolul 3. Secretarul General al Comunei Hemioși, județul Bacău, se va îngriji de aducerea la cunoștință a prevederilor prezentei hotărâri în termen legal, precum și înaintarea acestuia către instituția prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității. Primarul localității, compartimentelor de resort și ANFP București pentru ducerea la îndeplinire. Discuții? Despre ce e vorba? Aruta, deci a zis de compartimentul cadastru. Noi nu aveam acolo pe contract, pe domnul Liviu Gălean. Ați creat un post acum de asistent? Sau postul era. Postul era. Era și până acum. Dar, ce spun,
tot caută locuri de muncă în administrație. Și când scoți posturi la concurs, nu vine nimeni. Urbanist, cadastru, am încercat prin transfer, nu vine nimeni. Și atunci trebuie să le... Și le-ați făcut mai jos acum? Sau... Mai jos sau altele după studii, după dacă e cu studii superioare. Sunt locuri unde locul cere studii superioare, ca și la administrator de patrimoniu, de exemplu, și așa, așa scrie... Lege că trebuie postul ăla de bibliotecar acum? Sau nu, există postul. Există postul, dar... Era cu mai multe, nu? De exemplu, doamna de la... Doamna bibliotecar. Stare civilă făcea și cultură și sport și bibliotecă. Și atunci nu se putea, nu are cum să ocupe de toate. V-am mai spus și ieri cum îmi doresc să avem un om al primăriei care se poate ocupa și de capitolul ăsta. Pentru că în comuna noastră sunt foarte mulți tineri, trebuie descoperite talente, trebuie să organizăm tot felul de competiții sportive. Competiții sportive nu organizăm decât la zilele comunii. Altădată n-are cine să ocupe, că cei din școală, angajați primăriei n-au au atribuții, au și atribuția de sport sau de cultură, dar nu prea au timp să ocupe, că sunt prinși aici cu alte probleme. Deci, la cum ce a întrebat doamna Petrescu, se transformă postul de consilier de la clasă 1 gradul profesional principal în consilier clasă 1 gradul profesional asistent, adică îi cerem vechime mai puțină. Ține. Deci, îl faceți mai... Da, în loc de 7, cerem 5 ani. Și cu un salar mai mic. Da. Să înceapă. Da, adică să găsim cineva mai puțin specializat. Nu e vorba de specializat, da. Dar... Este vechimea în funcție. Da. Pentru că așa nu mai dai nicio șansă la unul care nu are vechimea de 7 ani sau de 5 ani, ăla nu poate să. Și poate omul ăla chiar nu are de lucru sau este tânăr. Sau vrea să facă. Și păi, așa are toate șansele să se afirme. Să promovăm. Omul ăsta putem... Înseamnă că trebuie să ocupe și de baza sportivă atunci. Păi asta. Să baza sportivă baza sportivă degeaba... Baza sportivă nu, să degeaba... Complexul sportiv. E viitor, da. Exact, pentru că acest om va fi omul nostru de legătură cu asociațiile sportive, cu școala, cu profesorii de sport de la școală, în organizarea de competiții, de antrenamente, de ce o să avem noi nevoie, că până la urmă aceste baze sunt făcute pentru a fi folosite. Nu a fi pus la cătopieri și să ne uităm că avem o investiție. Nu. Vreau utilitate. Un programare. Exact. Ușor să vedem cu un club, cu cine mai putem asocia, ce putem să facem ca și comuna noastră să regăsească printre comunele care desfășoară asemenea competiții și asemenea activități. Mai departe. Supunem la vot atunci, punctul 6. Cine este pe? Împotrivă, abținem, unanimitate. La punctul 7, proiect de hotărâre. Da, apropo de, scuzați-mă un pic. O să venim în ședința următoare, pentru că aceste posturi acum s-au creat sau s-au așa și o să aprobăm și indicii de salari, coeficiente de salarizare, că noi am avut prins în vechiul raport și în vechea hotărâre de Consiliu din 2017. Da, da. Deci, nu e o noutate, dar așa funcționează, trebuie să luăm pas cu pas. Da, spune domnul. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UATMIU și pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. Da, aici e 28, 29, 29, 24. Mandat special. Da. Mandat special, dar pentru proiectele care le are ordinea de zi. Da. Data respectivă. Am zis că o să trebuiască de fiecare dată aprobată ordinea de zi și să voteze cine participă pentru sau împotrivă, depinde cum ar delega dumneavoastră. Deci delegăm și votul. Da. Faceți propunere. Domnul Iulian, s-a fost. Domnul Iulian, da, cum a fost? Știu un studiu. Eu propun pe domnul Tancău Iulian. Mulțumesc, domnul. Mai sunt alte propuneri? Eu nu am. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine este? Îmi notăm aici, domnul Dacău va fi reprezentantul nostru la... Din totdeauna. Ei, aici e problema. Trecem la punctul numărul 8.
La punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în area de delegare a operatorului SC Soma SRL. E o problemă cu noi menajer, de fiecare dată știți că an de an cresc cantitățile, începând de anul acesta taxa aia care trebuie să o dăm la fondul de mediu s-a dublat de la 80 de lei la 120, la 160, dacă nu îndeplinim targetul ăla de corectare selectivă. Prin această metodă și o spun cei de la Soma și în discuții și în colaborare cu ADIS-ul, ei au ajuns la concluzia că în județul Sibiu, unde mai fac colectare, au implementat proiectul ăsta și dă foarte bine randamentul. Noi vom fi în primele 5 UAT-uri care se va implementa acest proiect pilot. Primăria, Consiliul Județean vine cu o sumă, iar în completare vin toate UAT-urile în funcție de numărul de cubeni. Comuna Himeuș are până la această dată distribuite în jur de 2100 de pubele, 250 de la 2100. Am avut noi și am mai luat și de la Cleja. Iar acele pubele noi va trebui să le microcipăm. Pentru asta au trebuit să alocăm un buget, să prindem un buget, suma de 50.000 de lei. Mă întreb, Lusoma îi convine? Păi Lusoma nu îi prea convine, că ați văzut, n-am aprobat în ședința trecută creșterea de prețuri, acum să vedem ce o să facem în continuare. Deci propunem așa. Articolul 1. Se aprobă proiectul management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește cât arunci în area de delegare a operatorului SC Soma, conform anexei 1 care face parte integrată din prezenta hotărârii. Plătește cât arunci. De multe ori, noi dacă scoatem pubela de 4 ori pe lună, nu era nicio problemă. Nu înregistra nimeni, nu... Acum dacă... O să zică, doamne, dar eu cum o să procedăm? Aplicația respectivă va fi o aplicație în care cetățeanul va avea datele de contact, îi vor veni pe aplicație exact cantitatea și ora când i s-a încărcat pubela. Pubela, dacă va fi umplută de 2 ori, va avea 2 scanări. Va fi, nu o să mai fi cu saci, cu aruncat, fiecare cu ce poate, că așa. La primărie va veni la fel, la contabilitate, la impozite și taxe, va veni aplicația la fel. În programul Popescu Ioan, pe strada Ion Simionescu, numărul 302. Pe data de ați avut o fracție. Mai aveți, eu știu, o încărcare, o descărcare. N-ați mai avut până luna asta niciuna. Ai dat 350 lei pentru un an, dar la sfârșit de an n-ai de plată decât 180. Pentru cei care sunt plecați afară și pe bună dreptate, noi am dat hotărâri de Consiliu. Unii vin o dată de 2 ori pe an în țară, alte nu vin. Doamne, dar ce, pentru ce nu luați mie taxă? Păi uite că dacă n-ai avut consum, nu-ți mai e nimeni. N-ai avut ridicări de deșeuri, nu-ți mai e nimeni nimic. Și să cântărească și omul și somnul. Nu mai cântărești omul. Dacă vrei să mergi omul. Dacă vrei. Aplicația, da. Da. Pubela e socotită, nu știu, la 30, la 50 kg, nu știu cât e socotită. Încercăm. Da. Pentru că atunci o să vedeți și dumneavoastră că nu mai scoateți acum de când cu ei. Ei nu cântărești cu bela când o discați? Da. Acotare. Știi că pubela are 3-4 kg, miliuță, fiind cantitatea care e în pubela, nu e cu tot. Dacă o noi mai și spălăm, e mai ușor. Mai scăpăm și de reciclabile, că ați văzut acum peste tot, returnându-se ambalajele, nu mai sunt dispuși mare. Nu se mai fac primăria cantitățile care le cer. Asta ne dorim și noi, să nu le mai facem așa și să nu mai ajungem la prețurile. Deducându-se numărul de cantitatea de menajer, nici celelalte de reciclabile nu mai trebuie să fie așa de mari ca să putem face target. Ai, cumva... Da. 60% trebuie să fie reciclat. La articolul 2. Se aprobă coparticiparea OAT Himeuș cu suma de 50.000 lei, așa cum v-am mai spus.
La articolul 3 se împuternicește domnul, doamna să voteze la adis în conformitate cu în AGA eu sunt. Să voteze în așa, prin prezenta hotărârii la articolul 4 se va comunica persoanelor nominalizate la articolul 3 Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, prefectul județului Bacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Și astăzi a venit un proiect de hotărâre de la ADIS de aici, am văzut. Da. Se aprobă proiectul management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește cât arunci în area de delegare a operatorului SECE Soma SRL conform anexei 1 care fac parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă alocarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectului la articolul 1 potrivit anexei 2 care face parte din prezenta hotărârii. Sumele vor fi virate de fiecare unitate administrativ teritorială în contul cu destinații speciale RO. Așa, deschis de adis la ce bancă. 2. Eventuale costuri suplimentare față de cele prevăzute în anexa 2 vor fi suportate de către fiecare unitate administrativ teritorială în parte, în funcție de numărul suplimentar de pupele necesar. Articolul 3. Se acordă mandat aparatului tehnic adis Bacău să facă demersurile necesare pentru implementarea proiectului articolul 1, inclusiv realizarea achizițiilor de bunuri și echipamente. Articolul 4. Primarii, prin aparatul tehnic de specialitate, vor acorda asistență tehnică și umană adis Bacău pentru dotarea pubelor, pentru colectarea menajeră reziduală, în numărul prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre cu FID-urile sau codul de bare, cod QR. Articolul 5. Prezenta hotărârii se va aduce la cunoștință publică conform legii și poate fi atacată în condiții legii în vigoare. Președinte Ivancea Valentin, director executiv Viorel Cotea și consilier juridic Andrei Polar. Deci, o să trebuia să se le dea sprijin la cipare, da. O să trebuia să, o să mai fie o problemă, domn primar, până o să ne aducă celălalt 1500 de perechi. Dar le aduce microcipate. Da, dar cred că o să trebuiască să suplimentăm banii pentru chipurile alte la 1500. Nu, ăștia, ce au fost până acum, au fost pentru astea care văd 2200, cât sunt în comun. Da. Pentru celălalt o să trebuiască să mai ducem o dată. O să mai trebuiască 50.000, asta nu e nicio problemă, eu zic că... Deci doar 50.000 atât bani poți da. Să chipurile. Pentru astea 2000 care le avem acum. Diferența au fost pusă de către Consiliul Județean. Iar fiecare primărie plătește în funcție de numărul de pubele. Faptul că noi avem populația în creștere și la ora actuală cred că avem la 3600 de... Da, gospodării. Da, dacă nu chiar 3700, cam acolo... Înseamnă că n-au toate pubele. Au 2000. N-au toate pubele, nu? Păi de aici și cu... Lipsa mai asta. Sunt printre ei care și-au cumpărat. Mai sunt care și-au cumpărat. Deci aveam mai mereu... sunt care n-au fost când am distribuit, erau plecați. Noi tot am anunțat. Când am anunțat pe pagina noastră de Facebook și pe pagina de internet, se făceau tot felul de comentarii. Vă dați seama că noi nu avem o persoană care să administreze site-ul sau să stea tot de pagina de Facebook care să stea să tot dea răspunsul. Verzi. Așa. Da. Și tocmai de asta, dacă are guvernul verde, atunci nu mai ai făcut întrebare. În 2018, când mi s-au cerut datele pentru scoaterea la licitație de către ADIS a caietului de sarcini cu licitația asta care a fost s-a încheiat în 2021, comuna noastră avea un număr de locuitori. Comuna noastră avea un număr de locuințe. La data când am venit în primărie, deja erau 3-400 de pubele pe minus. Casele noi care se construise în ultimii ani nu li se mai dădus pubele. Pe bună dreptate Soma spunea, domnule, noi nu vă mai puteam, că aveam contract direct cu Soma noi la vremea aceea, noi nu vă mai putem acorda aceste pubele, că dacă nu câștigăm licitația, în ce contract, în ce bază să vă dăm. Așteptați să se termine licitația. S-a terminat licitația. 2019, 2020, 2021, 3 ani. Cu 120-130 de case, ne-am mai dus la 400 de pubele. 2022, 2023, 2024, iar mai aveam vreo 400. Și cu ce era din urmă, am făcut calcul, avem vreo 1600 la ora actuală de care avem nevoie. Iar.
spun și rămân și alea galbene. Deci, alea galbene și ce vede deasupra o să mai vină, cred că, pentru gunoiul, pentru gunoiul biodegradabil, o să ni se mai aducă o pubelă maro. Dar asta e în alt proiect, în alte discuții. Pubela selectivă galbenă va fi microcipată, am înțeles că nu, numai cea cu gunoi menajer. Numai cea cu gunoi menajer. Și, adică și selectarea, și deci colectarea, cum va fi la noi? O vom plăti, o vom fi pe plus sau pe minus? Ceva selectiv acolo care îi prejudicează de ceea ce colectează. Cartoane, deci acolo cum o să fim selectivul 25% din valoarea gunoiului menajer. Că și aici, ca să plătească, am văzut sticla, dudonul trebuie să fie intact, trebuie să ai cu etichetă, da. Vorbim acolo. Și 20% din cât o să... Din valoarea, din valoarea menajeră. Da. În tona la selectiv. Da. Cine este pentru sau dacă mai sunt alte? Da, dacă nu mai avem discuții... Vreau să vă spun că ați dat exemplu 302, Trada Ion Simoneza, 302 pe care am undor și la mine acasă. Ia asta. 301. Așa. Virgulă 5. Nu, am tot. La punctul 8, cine este pentru? Potriva, cine? Nu. A. Da, da, avem două proiecte. Proiecte. Acordarea spre Delgaz, 3 metri pătrați strada Primăverii și 88 metri pătrați. Da. Cea mai îngustă stradă din comun. Care Primăverii? Da. Nu încă am 2 oameni. Da, aici cu străduțele adeseori am observat că se fac comentarii pe tema utilităților, cu problema lățimii străzilor. Unii poate, na, de pe margine sau necunoștință de cauză vorbesc. Eu le dau dreptate, că atât nu sunt informați. Și-am mai spus lucrul ăsta, cred că în ședință de Consiliu, dar uitați că vreau să mai repet încă o dată, poate ne privesc mai mult și să ne înțelegem mai clar. În ordonanța 43, la categoria de drum, nu fac aici despre naționale, județene, autostrăzi, tot ce e așa, drumurile sănale, mă refer la drumurile sătești. Drumurile de exploatare. Deci noi avem străduții care au fost drumuri de exploatare sau au fost drumuri agricole. Din drum de 3 metri. Din drum de 3 metri și-au făcut o casă, un vecin la o mare de sat, și-au mai făcut alalt băiat, un capătul grădinii și el o casă pe drum și ușor s-a format ulița. Dar nu au lăsat unul jumătate de metru în fața porții. Tot dacă au putut, au luat din drum. Ori drumul dacă are 3 metri. Nu-ți avizează... Nu-i vorba de cojul care este. Nu-ți avizează... Nu, dar el nu are nicio vină, că nici nu a făcut el casa acolo, a cumpărat-o. Gardul, el e ilegal după... Unul mai ieșit cu 25 metri, gardul mai ieșit ceva. E intabulat corect la el. Greșeala din spate, între el și Pepele există diferență. Dar cine e intabulat, nu e intabulat corect. Așa. Și în situația asta, dacă drumul are 3 metri, dumneavoastră lucrați cu proiecte și știți mai bine, poate. Drumul trebuie să aibă 2,75. Cel mai mic drum e de 2,75. Acostament 3,75 pe partea. Acostament 3,75 pe partea cealaltă. Deja drumul se duce la 3,50. 3,50 din gard în gard. Ce facem? Pe unii mai treci cu apă, pe unii mai treci cu canalizare, că trebuie să spargi. Am avut discuțiile astea pe pajă, știi, pe unul și n-am mai avut. Bă, și-ați făcut strada asta. Bă, dar nu e autostradă, e o uliță. Până la urmă intri cu mașina pe aici și ești pe partea alta, că nu mergi kilometri întregi. Brașovul, Sibiu, orașe mari, metropoli și sunt străzi cu sens unic. Dar la noi, la Himeu, suntem la un concurs, avem ceva, suntem în exercițiu funcțiune, avem alarme de executat. Nu știu. Intervenție. Adică, odată ce am acceptat și ne-am dorit să locuim într-o comunitate, trebuie să am venit aici, acceptăm cu bunii curiere, că nu numai avantaje. Sunt dezavantaje, dar nu mai avem noroi, nu mai avem praf. Putem merge și mai ușor, așa că nu trebuie să mergem la concurs, să deranjăm pe vecini. Mai sunt și copii, mai sunt, eu știu, și păsări pe drum. Azi era țară, de asta ne-am mutat la țară. Dar avem o viață ca la țară. Și sunt discuții că de ce o asfaltat numai atât, o făcut aleile astea de drum, că drumuri înguste, astea sunt răutăți. Nu le-am făcut cât vrem noi. Proiectantul și arhitectul au stabilit. Noi doar am comandat un serviciu. Am văzut o hartă al liceului de acum 200 și ceva de ani.
toate străzile erau cum e aia, zambile, latele, vreo 10, la așa, 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 toate erau așa făcute. Așa erau împărțite exact tot. Zambile și după aia care mai zic care mai... Și vinilor acolo, dacă ați văzut, nici acolo nu s-au băgat cu gardări. Unde? Strada vinilor, tot larg. Au și șanturi, au și... Goli, da, așa că trebuie să ne adaptăm la ceea ce găsim. S-au mai retras chiar și de la stradă. E mai greu să corectezi niște greșeli din trecut decât să faci un drum, să proiectezi un drum și să-l faci cu utilități așa cum trebuie după nou punct. Am trecut la... Diverse sau terminăm? Supunem la vot. Le putem spune pe ambele la vot, și punctul 9 și punctul 10. Pentru? La pachet. Potriv, abțineri? Nu, nu are nici fac. La diverse, dacă cineva vrea să ne comunice că... Nu. S-a dat la fiecare că se poate la vreo. La mine e greșit, doamne. Semnătura electronică. Și la mine ce mi-e dorit. Deci când ieșiți, o să mergi la doamna Petre ca să corecteze aici, la contabilitate. Ce da? Vă mai uitați odată pe tabelă să vedeți dacă nu este...